Simona Halep le-a transmis fanilor un mesaj. După 10 zile de izolare, Simona Halep a anunțat sâmbătă, 31 octombrie, pe pagina sa de socializare că a fost diagnosticată cu COVID-19. Sportiva, care ocupă locul al doilea în clasamentul WTA, s-a izolat la domiciliu până când își va putea face un nou test care ar trebui să iasă negativ. Recent, Simona Halep le-a dat o veste bună fanilor. Sportiva se află în izolare de 10 zile și a ținut să le transmită susținătorilor că se simte bine. Mai mult, românca a postat și o fotografie în care apare în timp ce își bea cafeaua. Este prima oară de când a fost diagnosticată cu COVID-19 când vedeta publică o astfel de imagine. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Mă simt minunat, a scris Simona Halep pe Instagram. Deci Simona Halep a respectat toate măsurile sanitare și de protecție când a participat la cele trei competiții de la Praga, Roma și Roland Garros, sportiva a contractat virusului. Unul dintre antrenorii săi a mărturisit că nu știe de unde ar fi putut lua virusul. Simona Halep, depistată pozitiv cu virusul COVID-19, Simona Halep anunța pe pagina sa de Twitter în urmă cu 10 zile că a fost depistată cu COVID-19. Sportivă spunea atunci că s-a autoizolat acasă și resimte simptome ușoare ale virusului. Jucătoarea de tenis s-a arătat foarte pozitivă în ceea ce privește recuperarea ei. Salutare tuturor! Vreau să anunț că am fost testată pozitiv cu COVID-19. M-am autoizolat acasă și recuperarea merge bine, cu simptome ușoare. Mă simt bine. Vom trece cu bine prin asta împreună, a spus sportiva pe pagina sa de Twitter.